Franța, Spania, Slovenia, Angola și Paraguay. Acestea sunt primele adversare ale României la campionatul mondial de handbal feminin. Astăzi, în Germania, la Hamburg, s-au tras la sorți grupele pentru mondialul din acest an, iar selecționata României a fost extrasă printre ultimele echipe din urnă. Cristina Neagu și coechipierele vor face parte din grupa A, care se va disputa la Trier. Echipa antrenată de spaniolul Ambros Martin a făcut parte din urna a doua valorică, alături de echipa gazdă, Germania, Rusia și Suedia. Echipele sunt repartizate în patru grupe a către șase echipe, primele patru clasate din fiecare grupă, urmând a se califica în optimile de finală. Ultima performanță a României la acest nivel este o medalie de bronz obținută la Mondialul din 2015, după argintul din 2005. Naționala României este singura din lume care a participat la toate cele 22 de ediții ale Campionatului Mondial de Handbal Feminin, iar la competiția organizată de NEM s-a calificat după o dublă victorioasă în fața Austriei. Campionatul mondial se va disputa la sfârșitul anului, în perioada 1-17 decembrie.